Tot mai mulți ieșeni care dețin suprafețe mici de teren agricol plantează lavandă sau plante medicinale. Aceștia au investit foarte mult pentru aceste suprafețe, între 3.000 și 6.000 de euro și estimează că în 2-3 ani vor face profit din vânzarea produselor obținute din lavandă. În ea sunt aproximativ 14 hectare cu lavandă care au fost înființate numai în ultimii 2 ani. De pe un hectar se obține aproximativ 50 de litri de ulei de lavandă, care este cel mai scump produs obținut din această plantă medicinală. În ea sunt plantații cu lavandă pe 14 hectare, majoritatea fiind înființate în ultima perioadă. Primele plantații au apărut în România în urmă cu 5-6 ani, o parte dintre producători reușind să dezvolte afaceri de succes cu lavandă, cum ar fi și cazul ieșenilor Andrei și Laura Ignătoie, care au înființat plantația în anul 2015, iar de atunci practic s-au dezvoltat constant. Producătorii care primesc certificarea ecologică a lavandei pot să vândă produsele mai scump. În prezent, aceste produse pe bază de lavandă se vând cu prețuri cuprinse între 25 și 100 de lei în funcție de acel produs. Persoanele care vor să obțină certificarea ecologică de la Direcția Agricolă Iași trebuie să trimită prin e-mail, poștă sau fax sau prin asociațiile profesionale contractul încheiat între operator și organismul de inspecție și certificare menționat în fișa de înregistrare, declarația pe proprie răspundere în vederea înregistrării ca operator în sistemul de agricultură ecologică. Termenul pentru depunerea documentației este până la jumătatea lunii mai 2021. În județul Iași sunt 5 producători ecologici care cultivă lavandă, spun reprezentanții Direcției Agricole Iași.